Nu cred că o trebuie să-și... E pește. Unde ți-mi e? Ăsta e somn. Hai de ca. E acolo. Uitați-l acolo în iarbă. Ăsta l-am dat aici la turtoi, foarte aproape de mal. Ia uite-mă aici în mal, mă. Toată noaptea a stat și n-am prins nimic. E mureană. Crapă. Bă, ce rău e, mă. E agățat de... Hai, mă. A sărit din mincioc, frate. Prima trăsătură la mămăligă. Primul pește la mămăligă e o plătică faină. Și ce fain a tras. Mămăliga-i baza, mă. Ia uite ce plătică faină. Faină, frate. Mămăliga. Ce faci, mă, cățelanule, mă? Sănătate! Iar au crescut. Acum a crescut, mai înainte. Aha. Oho, dar au crescut bine. No, păi, stai, copul. Era până... Până unde era? Până aici, sus? La... A noua treaptă, la mine, a doua treaptă eram băgat. Ce faceți? Țigare? Mărășești, a? Cum îi? Mișcă ceva sau nu prea? Bine, nu, acolo în zona asta. La apă mai mare. Noaptea mâncă? Da, noapte, cu bine, dacă apoi. Dar la sunt fine doi de la debutat, de la Paris. Serios? Da. Păi merg și eu acolo unde e apă un pic mai mare. Mă duc să parchez mașina și mă întorc. Mă duc după nuci. Unde? Acolo pe calea ferată. A, de-aia aveți mâinile așa de la nuci? Da, uite acolo, uite, acolo. Aha. A, le-ați nuci, am crezut că-s cartofi sau ceva. Păi și cât stați plecat? Până de seară? Bun, mă duc să parchez și eu acolo. Ia uite ce de nuci. Cățel la o parte. Na, salutare! După ce mi-a zis și omul ăsta, aici la apă mai mare mănâncă mai bine. Deci unde el e apă mai mică, dar acolo mai în jos e apă mai mare.
și mănâncă mai bine. Acolo, aici unde merg astăzi, am vrut să stau data trecută. Și nu am stat și după aia mi-a părut rău, dar o să stau acum să văd cum o fi treaba. Sper să fie bine. Deci, de data asta, ia să văd, oare aici e locul sau acolo mai în față? Ha? Cred că acolo mai în față e locul, dar nu mai știu exact. În fine, ia să mai merg. Nu, de data asta o să încerc la mai multe nade la cârlig, adică nade, mă merg la cârlig, nada aceeași o să o am. Dar la cârlig o să folosesc mai multe momeli, o să folosesc inclusiv cașcaval și carne presată. La cașcaval și la carne presată se prinde foarte bine în Anglia, mreană. Și am zis că să încerc. Și eu mai, bă, ai venit și tu vezi să nu te calce mașina. Ia oare aici ai locul, că nici nu mă pot orienta. Da, aici ai locul. Deci trebuie să parchez mașina acolo, bun. Da, aici apare mai mare apa. O să dau cu câteva bețe și mai încolo. Înspre partea aia. Da, aici e mai fain locul, așa pare mai, că se învârte mai mult aici. Bun, asta fac, îmi scot acum bețele. Și revin când pregătesc, na, dar trebuie să-mi fac și monturile, o să folosesc monturi și pentru fitofag pe care, adică toate monturile o să fie la fel, pe alea pe care pun pufulete, teoretic să stea forfacul ridicat, să stea cârligul ridicat, teoretic pe alea ar putea să intre și fitofagi, și pe alea pe care pun cașcaval și carne presată ar trebui să intre mreană, crap, nu se știe. No, bun, mă apuc și mă instalez, că cum am zis și data trecută, locul ăsta chiar mi-a plăcut. No. Sper să fie și pești în zonă. Rămâne de văzut. Bun, mi-am făcut monturile. Adică pe două lansete mi-am făcut monturile. Haide să vă arăt așa rapid cam care e ideea. Deci așa arată. Momitor simplu, un momitor destul de mare, un forfac cam de 7 cm pe care am pus boabe de polistiren astfel încât cârligul meu să stea ridicat. Așa. Cam. Ajungeau și două boabe, dar eu am pus 4 acum. No, ideea e ca cârligul meu să stea ridicat așa deasupra momelii, el se mișcă așa și când vine fitofagul se agață, teoretic, dacă vine. Asta e montura. Asta e pentru fitofag. Dacă vreau să prind mreană, în loc de boabele de polistiren, pun porumb. O să pun porumb dulce de data asta. Sau dacă cumva porumbul dulce nu-mi place, că poate nu rezistă destul de mult, o să pun porumb fiert. Ăla fiert rezistă mai mult. Așa o să am toate monturile. Toate 4 monturi, deci multă nadă. Și ori polistiren, ori porumb, ori cașcaval, ori carne presată. O să văd. Mi-am luat bățul ăsta. Mai am de făcut 2 monturi, dar întâi vreau să sondez. Nu știu cum e apa aici. Chiar da. Acolo, de exemplu, la vreo 16 metri de mal, e destul de adânc apa. Dar pare a fi mâl. Chiar dacă este mâl, eu din ce am văzut, nu este mult,
Da. Ia să vedem aici. Da. S-a văzut clar la vârf. A picat pe substratare, a picat cam după 2-3 secunde, cam așa. Dar o să mai număr o dată. Deci aici apa este adâncă, față de ultimul loc unde am fost, chiar este adâncă aici. Ia să vedem aici. Da. Deci și aici la vreo 7 metri e foarte adâncă apa. Asta nu-i rău. Ia să vedem chiar și aici. Da. Deci aici apa este chiar adâncă. Vedem aici la 5 metri de mal. Da, deci chiar și aici este. Bun, înseamnă că am venit într-un loc ca lumea, zic eu. Da, cam peste tot. Eu zic că are în jur de 3 metri apa acum, pentru că este și un pic crescut mureșul. Dar sunt mulțumit. Deci, ultima oară în locul unde am stat, apa era foarte mică. N-avea mai mult de un metru, un metru jumate, maxim. Ca să ajungi la 2 metri, trebuia să dau foarte departe. Dar aici, și la 7-8 metri de mal, deja are peste 2 metri. Asta e super bine. No, fac și restul monturilor și după aia pregătesc și... Nada. Bun, cu toate bețele pregătite, mă apuc să-mi fac nada. O să fac o amestecătură de nada, să zic așa. O să folosesc TTX de la Sensor Planet, Fiatix Wild Carp cu aromă de usturoi, Top Amix Method White, Top Amix Cașcaval, nadă pentru ape curgătoare, și Top Amix nadă crap caras. Cum am zis la cârlig, o să folosesc conservă cu carne presată, așa arată, așa, porumb dulce, o să mai folosesc porumb moale cu aromă de căpșună, tot de la Sensor Planet, așa arată asta, pare să stea mai bine pe cârlig decât ăsta dulce, dar nu, o să văd. Și cașcaval. Cum am zis, tai cubulețe de cașcaval și încerc și cu din ăla. În apa cu care o să fac nada, pun de la Sensor Planet Robin Red Liquid Food. Lichid roșu buscos, puternic condimentat, cu rol important în digestie, conține atractanți natural. Așa. Mie îmi place să folosesc lichidul ăsta pentru că leagă și nada foarte, foarte bine și rezistă mai mult timp în apă, mai ales în apa asta curgătoare. Pe lângă aroma foarte faină de Robin Red, rezistă și foarte mult timp. Bun, acum o să amestec asta. Uite ce roșie și faină s-a făcut. Bun, întâi TTX. În TTX văd că sunt și niște particule. Ia, se văd niște particule, niște peleți. Așa.
un 6 de la Fiat X cu aromă de usturoi. Dacă o să mai trebuiască apă, mai adaug după ce trage și TTX-ul apa. Păi pun asta Top Amix Method White. Asta cu aromă de cașcaval, cam câte jumate din fiecare am pus până acum. Bun. Și Top Amix căpșună la 1,5 kg, nade crap caras. Și asta îmi place că are niște particule faine în ea și miroase fain. Cum am zis, dacă mai trebuie apă, mai adaug. Dacă nu, rămâne așa. O amestec, o las să-și tragă nada câtă apă îi trebuie și după aia văd dacă mai trebuie apă, dacă mai trebuie nadă. Oricum o să-mi trebuiască multe nadă, că o să lansez des. Bun, cașcavalul și carnea aia presată o să le folosesc la noapte. Nu le folosesc acum pe zi. Acum încep, așa se vede acolo pe bățul ăsta. Am două boabe de porumb. Am pus porumb din ăsta de la Senzor cu aromă de căpșună. Se vede acolo. Pe ăsta am polistiren. Îmi place cum a ieșit nada. N-o sitez, n-o nimica. Oricum mă interesează să fie așa ca o mămăligă, cum ar veni. Doar că să se desfacă mai repede. Data trecută n-am avut niciun semn de viață la polistiren. De asta la polistiren o să insist doar cu un băț. Deci cam așa. Pe alte două o să pun tot porumb. Asta așa arată. Bun, trebuie să verific, să fiu sigur că nu-mi trece cârligul până aici. Da. Atâta timp când nu ajunge cârligul până la fir, el nu se încălcește în lansare. Deci o să fie totul în regulă. Încerc să lansez cam tot timpul în același loc. Îmi place că e adâncă apa. Sper să fie și pești în zonă. Așa. Ce să zic? Sper să fie cu noroc. Cățel, du-te de aici, sper că n-ai de gând să-mi furi ceva. Asta, cum am zis, cu două boabe de porumb, direct așa pe cârlig. Porumbul e moare, dacă vine ceva se agață. Asta am lansat-o mai departe. Bun. Și pe alealte două la fel, numai că o să pun doar porumb pe ele. No, bun, cam asta o să fie toată tactica. Sper să fie bine. Dar pe aia din larg o cam duce curentul, dar se așează ea încoace.
Ce faceți, mă? Deja sunteți aici. Neața. Ei, răpăciți-vă. No. A trecut o noapte fără evenimente. N-am avut niciun bip, măcar, nimic. Încă mai aștept. I-am schimbat azi dimineață pe la 6 și ceva. Le-am pus iarăși nadă. Sunt câteva agățături în partea asta aici, în stânga. Deja mi-am pierdut două monturi. Asta e cam rău. Cred că o să mut și bețele alea mai aici, mai în dreapta. În fine, să vedem ce mai fi. Neața! Nu, cum a fost azi noapte? De acolo o ceacă. Deci, cum a fost azi noapte? Am vorbit, ce-i? Am mers bătări, nu am băgat, nu. Nu le-ați băgat? Deci azi noapte n-ați băgat bețele în apă. Au fost aici acte mizerică, am luat nucere din... Da, liniști că nu sunt eu așa de sensibil. Vezi că e băgat zahăr, dacă îmi trebuie... Ai băgat zahăr din ea, bun. Deci aseară v-ați pus la somn și gata. Dar după ce n-ai venit precuz mură și apă tulburat. Da. Și azi dimineață l-ați băgat înapoi? Nu-i băgat niciuna. Nu-i băgat niciuna. Ia să pun capac pe ea să... Mai pui de pe sus pe ce-o frunză, de ce... Până așa, ai ce zahăr. Da, nu. Deci de-aseară n-au mai scăzut deloc. Nu, mai o ploua sus, când o ploate acum 3 zile, atunci cu 2 zile... Sigur, o dat, iară durează 3-4 zile până... Și de scăzut nu cred că mai scade, e? Va scădea, da. Asta e. Păi, dacă îmi dai și mie câteva râme din alea să încerc să dau la... Dar nu acum, că mă duc înapoi. Că dacă la altceva nu prea sunt șanse... Măcar să ai inițiativă, nu? Păi da. Aici. Hai. Să vedem. N-am avut nicio trăsătură, nici un bip azi noapte, nimic. M-am mai trezit așa noaptea, nici la oamenii, n-am văzut activitate. N-am trezit, dar știam că de aia ne-a spus să nu vină clombe, să nu vină mizerie, să le bagi în el. Da, da, da. Asta e. Asta e rău la râuri, când plouă. Când e vremea... Da, la Aurel acolo e mare șansă acolo în jos. Știți ar fi că e sus de el. Aha. Uh-huh. La tine mi-a rău un pic, dar... No, tot mare șansă și tipi. Stă apa mai bine sau care e treaba? E un pic mai adâncă lângă mal. Adică cât de adâncă? E un repeziș acolo. E valea aia, valea Heretei. Uh-huh. Chiar în dreptul cu Valea HRP, eu îmi repeziu din bolovan. Cum iasă de aici, dar nu e mai adânc. Mrainele stau acolo. Și aici, dacă mergi și stai din sud de repezișul ăla, e mrainele. La ce? La mămăligă? Acum? La turtoi, la turtă. A, tot la turtă. Da. Și la râm mai luat. Dar la râm se bagă mai repede multe alea mici. Aha. Da, la ei acolo în mal, cât e de adâncă, la Aurel sau cum? Acolo la 3 metri deja
Are 2 metri. Păi și aici unde stau eu are vreo 2 metri deja, la 4-5 metri iar de 2. Da, el e de sus de repezișul ăla. A. Du-te din sus de repezișul ăla. Ea stă acolo în bolovan, e repeziș. Uh-huh. Tu urcă acolo cum mănânc. Da, da. Da. Dacă era bine, era plăticere, rapid. Anul ăsta, domnul mi-a tras-o, știi? Dar nu, că mai este timp. Bă, la sfârșitul octombrie da, mai este. Nu, nu, nu mai este ce trebuie. Că, apa dacă era mică, mică, când a fost cald, acolo jos nu mai stătea niciun pește. Uh-huh. Că nu mai era oxigenată. De aici mai aici cu oxigenat. Da, da. E treaba. Acum, pentru că pot, s-a oxigenat apa. Și atunci stă acolo. Mai ales mai. Bun, mi-am făcut o montură pentru somn. Am așa două călige legate, cum se văd. Un forfac lung, de vreo 40 de centimetri, 50. Și un plumb simplu, direct pe fir. Pe firul principal. Și aici o să pun râme. Să agăț așa câteva râme. Din astea de ploaie mari. Poate intre ceva somotel, somn mai mare. Le agăt așa, pur și simplu mai pun una să fie acolo pentru că apa este foarte tulbure și peștii nu prea vor să comunice, să colaboreze, să zic așa. Că mai pun încă una. Pe căligul ăsta de jos mai pun încă una. Ia uite să fie aici pe lumea. Așa, fain. Poate, poate vine ceva. Poate am mai multă activitate la astea. Se vede ce noroc am și cu asta.
Mă pregătesc de a doua noapte de pe Mureș. Astăzi am avut două trăsături, dar și două rateuri. Într-adevăr, n-au părut a fi pești mari, dar era bine dacă îi scoteam. No. Este foarte rău cu nivelul apei. Este mai mare ca seară, de exemplu. Dacă azi dimineață scăzuse un pic și coincidență sau nu, atunci am avut trăsăturile, când după ce a scăzut un pic, după aia spre după masă iar a început să crească. Nu știu ce să mai zic. Azi noapte n-a mai scăzut deloc. Probabil nici la noapte nu o să mai scadă. Cel puțin azi noapte nu am avut probleme cu cleoambele, cu crengi, cu nu știu ce, să se agață de fire și să mă trezească degeaba din somn. Ar fi bine ca măcar în noaptea asta tot așa să nu am probleme cu crengile. No. Deci în noaptea asta o să am 3 bețe pe turtoi și unul pe râmă. Deci ăsta ultimul de aici din dreapta o să rămână pe râme groase și astea pe turtoi, toate, 3. Ăla al patrulea e al lui Nea Dorel. Da, îl păzesc eu. No, ăsta încă nici nu l-am băgat. Probabil o să-l bag mai târziu, după ce se înserează. E tot așa pe turtoi făcut. Și o să-l bag mai târziu, aproape de mal, să am unul și mai aproape de mal. Asta cu turtoile dau destul de departe, cam la 25 de metri. Nu, o trăsătură am avut la turtoi și o trăsătură la nadă. Dar nu mai dau la nadă și în noaptea asta, că este foarte mare Mureșul și mă spală prea repede, adică... Nu, deci prea repede. Asta e. Deci urmează a doua noapte pe Mureș. Nu cred că o trasă așa, e pește. Unde ți-mi minte? Ăsta e somn. Fai de cap. E acolo. Uitați-l acolo în iarbă. No, când ai ghinion, ai ghinion. Era să cad și în Mureș. Am alergat aici după băznoroc. M-am prins de crecan. Altfel mă duceam jos în Mureș. Mi-a tras ăsta. La râmă. Sigur a fost somn. Dar mi s-a terminat și bateria la GoPro și l-am și scăpat. Deci bățul, iarăși, așa mi-l ținea. Deci așa îmi ținea bățul. Asta. Iarăși am avut noroc. Tremur tot. A fost un pește fain. Nu știu eu exact cât de mare era, dar când l-am adus aici, și-a luat fir, ca lumea. Și-o am strâns tamburul tare când am venit la băț.
Deci, e incredibil. Aici am avut două cârlige, dar înainte să-l lansez acum 10 minute, că acum 10 minute l-am băgat. Deci l-am agățat și un cârlig mi s-a rupt. Și am rămas numai cu un cârlig și am pus râmele și am dat aici, aproape de mal. Și uite că fix la ăsta, fix acum mi-a tras, mi s-a terminat și bateria la GoPro. Și al treilea pește scăpat. Ăsta, da, ăsta părea frumos. Deci așa trăsătură s-a speriat și omul ăsta care era, stăteam la povești cu el. Deci adrenalină, nu așa. Era ori somn, ori omreană faină. Nu știu. Când ai ghinion, ai ghinion, ce să mai. Deci așa am pus, frumos. Chiar știu că am pus două râme din astea mari. Așa că s-ar putea să fi fost somn. Băi, omule, mă, dar cât ghinion, mă. Treilea pește scăpa pe asta. Hai că ăia primii doi au fi fost ceva mici, morunași. Ăia de-abia mișcau bățul. Dar ăsta, deci dacă iarăși nu mi se oprea, mi-l lua direct în mureș într-o fracțiune de secunde. Deci, ceva de genul ăsta am avut, așa, un buchețel de râme. Ai, Doamne, ce ghinion pe ăsta. Nu știu cum n-ai ba scăpat la cârligul ăsta, de fapt, dacă era somn. Of, of, of. Când e să nu fie, nu e. Dar măcar adrenalină. Am făcut, n-am dat prea departe, după aia am urinat încoace. Nu știu, trebuie să-l asigur bățul mult mai bine. Deci trebuie să mi-l asigur mult, mult mai bine, că era să rămân sub el, iarăși. Nu știu cum să-l mai pun. Băi, omule, mă... Ce trăsătură, mă. Eu nu știu cum. Nu știu cum să-l pun. Pun așa mai înclinat, mai în spate decât mai în față. Interesant că... Uite de capul meu, mă. Nu știu. Dar nu înțeleg cum a reușit să-l scoate de acolo. În mod normal, el dacă trage așa, a, s-a lăsat, cred că, crecanul ăsta și a apucat să-l tragă așa. Dar noroc a fost că s-a oprit aici, în ăsta. Altfel, pa, bă-ți. Așa trăsătură brutală, frate, fără nicio ciupitură. Fără nimic. Fine. Atâta, nu știu ce să-i fac. Mai slăbesc frâna mai tare, așa. Of, of, of. Bă, și acum 10 minute maxim îl băgase. Of, ce ghinion. No. Bună dimineața. Normal că după ce l-am scăpat pe el aseară, n-am mai avut niciun semn de viață.
Deși am mai tot insistat. Toată noaptea am ieșit la bețe, le-am mai schimbat, le-am mai scos, că veneau pe apă tot felul de chestii, de crengi, de tot felul de gunoaie. Dar n-am mai avut nimic, niciun semn de viață. Da, asta e. Mă duc să beau cafeaua. Și... na, ce să zic, să văd cum o fi și astăzi. Poate, poate. Neața. Neața. Nimic. O crescut, da. O mai scăzut un pic azi dimineață, da. Vai și amar. La râmă am avut ceva mai fain. Aseară, chiar înainte să mă culc. Dar s-a întâmplat că am agățat ăla chiar înainte de lansarea aia, ăla cu două cârlige. Și unul s-a rupt. Și am dat numai cu unul. Și chiar atunci, după 10 minute, a intrat ceva fain. Și fiind numai un cârlig, cred că de-aia a scăpat. Da, că de-aia cum făcuți un două cârlige, știi că... lui el ia în dantură prima dată, nu? Mm-hmm. Vrea să plece cu lui ea. No. Dar prin două, unul nu mai zic el bine ca aplea, bine cu se e tot. Noș. L-am simțit, l-am avut câteva secunde și după aia s-a dus. După aia n-am mai avut nicio trăsătură. Nici la turtoi, nici la râmă, la nimic. Am avut un turtoi și azi dimineața, ca la 3 jumate l-am pus baia de acolo. Și nimic. E mare, mare rău. Mare apă. Asta e. Am curățat și eu la mizerie azi noapte de numai. Nu, n-am mers. Păi era și el acolo când era să-mi tragă bățul în apă iarăși. A oprit mulineta în crecan, că altfel... așa. N-ai pus-o cu... ba da, dar cumva l-o tras din ăla, nu știu cum dracu a făcut. Deci o tras tare, tare rău. Și brusc, așa, fără nimic. Na. Ia uite, am un pește aici. Băiți, ăsta l-am dat la mare. Ăsta l-am dat aici la turtoi, foarte aproape de mare. Ia uite mă aici în mare, mă. Toată noaptea a stat și n-am prins nimic. E mureană. Dar nu se simte că ăla pe care l-am scăpat aseară. Deci, ăla într-adevăr era fain. Acum să văd cum o scot. Poate mă duc. E o mreană faină. Ia uite. Deci, ăsta l-am dat chiar aici în mare. De-aseară l-am dat, de azi noapte.
coace. Ăsta-i, mă. Of, of, of. Mi s-a părut mie că se mișca vârful cam tare. Ținem cont că e la mal. Nu, deci merită încercat și la mal. E chiar frumușică. Ia uite. Su, ce mișto e. Oh, doamne, doamne, ce mă bucur că am prins ceva. După atâtea rateuri, 3 rateuri, 2 ieri și rateul ăla de azi dimineață. Mamă, ce puternică e, frate, stai cu minte. Huhu, are 22, 44, are vreo 50 cm. Bă, și-am pus bățul ăla foarte aproape de mal, cred că la vreo 5 metri. Am zis, hai să dau unul și în mal, poate nu mai vin. Acum am prins omreană. Dar nu pe nimic, dar tot la bățul ăla cu pricina? Nu, ăsta-i ăla cu râmă. Dar am băgat unul la turtoi aici în mal. Cu turtoaie, dar de prins-o. Da, da, da. Și eu am turtoi. Și boabă de porumb. Tot în mal. Ai văzut de fapt unde dau. Boabă de porumb am pe ăla ultimul. N-am mai avut după trăsătura aia nimic. După trăsătura aia, aia a fost de pomină. Era de pomină dacă făceam și o baie. Dacă era și pe mal, era mai de pomină. Da. Asta e. Poate bine altul. Mamă, vai de capul meu, câta buturuga, frate. Asta e un copac întreg. Dacă îți prinde copacul ăsta, bețele... Trăsătură la râmă. Ia uite la râmă, mă. Ia uite. Ce mreană la râmă. Asta la râmă a intrat. Uite, se văd câligile, era montură pentru somn. Nu, ce zici de asta, frate? L-a înghițit pe amândouă câlige. Uite, ce fain a tras. O să pun și la figura să încerc la râmă.
Incredibil, frate, cum am înghițit amândouă călegile. Și aveam dita mai rămoacă. Incredibil. Ce nebune de vreme. Dar ce fain o tras. Chiar am zis că o fi în un somn ceva. Deci și asta e în limite legal, adică dacă aș vrea aș putea să păstrez fără probleme, dar nu, o să duc acasă doar pe aia mai mare. Gata, pa. Și ce mișto a tras, frate. Chiar am zis că o fi vreun somn ceva. Crapă, bă, ce rău e, mă. Nu-i mare, dar e rău. E agățat de... Hai, mă! O sări din mincioc, frate. Hai. Ăla-i. No, primul drill cu un crab pe Mureș pe care îl văd și eu. Păi ce fain e. Te ajut? Nu, nu știu. Cu ce mișto e. Dacă îți fac eu dacă vrei o poză faină. Bă, ce fain e. În mașină. Ce gură perfectă are, trebuie să nu sare acum. Auzi ce coadă, doamne. Să nu băciciune, frate. Bravo, super fain. S-au mai lăsat una de vreo 2 kg. Da? Da. Bă, cine știe, știe, mă. Da, eu ți-am zis. Oricum e fain, fain. Îl și cântărești. Bă, ăsta știi cât are, până în 2,5 kg are. Aha. Să nu sare acum. Ha? Să nu-ți sară acum. Și ai luat și o mreană faină? Da, chiar. Mamă, frate, ai grijă să nu te duci până. Ia stai. Mamă, e ca lumea și mreana. Bine, mă. Crezi că eu nu-s pescar, bă, ăștia de bune, doar au. Și numai la mămălig, așa cum dai tu. Hai să te arăt. Ce șmecherie. Stai, 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 stai. Băieții ăștia din Hunedoara sunt tari de tot. Uite, băiatul s-a venit de ieri. Ce de ieri? Ieri după masă, spre seară. Și deja au luat o mreană super mare, cum eu încă n-am prins aici. Și un crap. Uai, ce m-am bucurat că am văzut primul drill cu un crap frumos, sălbatic, deci chiar frumos. Așa, așa învăț câte puțin azi, câte puțin mâine și eu anumite secrete de pe Mureș. Că până la urmă asta e chestia. Nu, acolo am două bețe care stau degeaba afară. Și feeder-ul, na, că la feeder mă mai joc așa, dar pe bețele, adică pe un băț care stă afară, o să pun asta de la băiatul ăsta. Deci, aici am două cărlige, unul aici și unul băgat aici. În steluța asta, cum se zice. Deci, un cărlig e aici, se vede, și un cărlig e aici. Așa. Și
Și mămăliga e pusă pe un coșuleț exact, adică exact cum v-am arătat montura făcută de bătrânul. Și când dădea bătrânul cu astea, eu l-am și întrebat că de ce nu pune mai multă mămăligă, că la el mi s-a părut foarte puțină mămăligă. Adică bătrânul cu mămăliga asta care e aici pe steluța asta, el ar da o săptămână cu ea, să zic așa. Deci nu. Uite-te și tu că... Ce crap frumos intră la băia la mămăligă. Într-adevăr, mreana aia mare la turtoi o prins-o. No, până diseară mai este ceva. Așa că mai insist și eu. Dau cu bățul ăla din dreapta. Nu dau foarte departe de mal. Și sper să fie fain. Iar mi s-a oprit camera aici. Am aici o mrenuță mică, 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 mică. Ia. O mrenuță, vai de capul ei. Băi? Prima trăsătură la mămăligă. Primul pește la mămăligă e o plătică faină. Și ce fain a tras. Mămăliga-i baza, mă. Ia uite ce plătică faină. Faină, faină, frate. Mămăliga. Aie. Super plătica, frate. Asta e plătica. Vezi cam cât e de mare. Comparați cu mâna mea. Uite. Faină, faină. Are 20-40 cm. De la gură până aici. Până aici, așa. Ui. Caruia. Ia uite. Ce faină e. O să iau și pe asta și o duc la crina să văd dacă îi place. Eu, din câte știu, plăticile au multe oase, dar se descurcă crina. Față de ce plătici s-au mai prins pe aici, asta e mică. Dar pentru mine e super ok. Și mai înainte vorbeam cu băieții ăștia din Hunedoara și mi-au zis că au prins plătici aici. Uite. Și mreana e faină și plătica. Bine, mreana e cam 30% față de aia pe care am prins-o data trecută, dar nu mai este un pic până plec. Poate mai intră ceva.
Ai, 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 ce mrenuță mică, frățică. Cât o mreană la plută, pe care prinde băiatul ăsta la plută. Asta cred că e cea mai mică de până acum. No, se pregătește și soarele să meargă la culcare. Mă pregătesc și eu să merg acasă. În mod normal aș fi vrut să stau până mâine, până vineri, astăzi fiind joi. Dar nu mai stau pentru că se anunță vreme foarte, foarte urâtă. De la noapte încolo, vineri, sâmbătă, duminică, se anunță furtuni, se anunță ploi puternice. Nu, așa se anunță. Acum nu știu dacă o să și fie, dar nu vreau să stau pe aici prin ploaie, pentru că... Deci ploaia nu m-ar deranja foarte tare, sau vreo vijelie sau ceva, dar uitați-vă la Mureș. Deci, azi dimineață minciogul aproape îmi rămăsese pe uscat, să zic așa, mreana, îmi rămăsese pe uscat, dar acum iar a crescut. Și cred că o să mai crească în continuare. No, și chestia asta nu-mi place că... Și azi noapte... A fost iarăși cam la sol. Cloambe, crengi, porumb, de toate. Au venit pe apă, gunoaie... No, în fine. Oricum, sunt mulțumit de partidă. Ăștia sunt peștii pe care iau. Pe lângă faptul că am și văzut un drill frumos al băiatului ăsta de la Hunedoara. El chiar a avut noroc, a prins și o mreană mare, mare și un crab frumos. Da. Eu mai mici, dar am prins și eu câțiva, deci nu pot să zic că am venit chiar degeaba. Aici mreana și cu plătica. Astea sunt. Merg acolo de frigăraie, am lăsat asta un pic să se mai scurgă. Da. Oricum deja îmi pregătesc partida viitoare. Am mai învățat și astăzi câteva chestii. Data viitoare, de exemplu, vin foarte, foarte simplu, doar cu turtoi și cu mămăligă. Două turtoi, două mămăligă. Simplu, insist așa pe simplitate. O să-mi fac mai multă mămăligă, în care o să bag și boabe de porumb, să și înădesc. Poate, poate intră și ceva amuri. Sau măcar unul, sau măcar crap, orice. Da. Acum, cum am zis, o să-mi strâng astea. De pe la 12 încolo, noapte se anunță ploaie. Acum este cam ora 8. Mai stau până se întunecă, poate, poate intră ceva, mai intră ceva, dacă nu, cum am zis, eu sunt mulțumit. Am mai învățat una alta despre Mureș, am prins și câțiva pești, majoritatea mici, dar am prins și doi buni de grătar. Chiar sunt curios ce gustare plătica aia. No, deci, și data viitoare, simplu, mămăligă și turtoi. Și cât despre lansete, o să-mi cumpăr niște suporti din aia de pus în spate. Deci schimb tactica, că deja a doua oară când era să rămân fără bețe. Gata. Cum am zis, mai stau vreo 20 de minute și încep să le strâng. Și deja plănuiesc următoarea tură pe Mureș, care va fi probabil săptămâna viitoare. Poate chiar înspre weekend încolo, văd eu. Da, gata, cam asta o fi, dacă am uitat ceva să vă spun. Asta e, rămâne pe data viitoare. No, ca de obicei, până la următorul clip. Țineți aproape și să ne vedem cu bine pe malurile apei. Salutare!